Seara de Revelion a fost motiv de nemărginită bucurie pentru o familie tânără din Drobeta, Turnul Severin. La maternitate li s-a născut prin cezariană primul prunc. Am născut pe 31 decembrie și este băiat. Când ați născut pe 31? Mai știți la ce oră? 7 fără 20, seara. La 19 fără 20. Ce nume îi veți spune? Ionuț Cristian. În primele zile ale anului 2013 au venit pe lume la maternitatea din Turnul Severin alți 5 copilași. Cu toții sunt sănătoși și așteaptă alături de mămicile lor prima zi petrecută în sânul familiei. Toți au fost cu stare generală bună, nu au pus probleme de adaptare după naștere, abar om nou la naștere, fără probleme ulterioare. A fost și cineva cu nota 10? Nu cred. Nota 10 știți că nu prea se dă la naștere, deși majoritatea iese de nota 10, într-adevăr. Cum vă simțiți acum? Bine. Ce anume aveți dumneavoastră? Băiețel. Ce notă a primit la naștere? Nu, că de obicei la cezariane nu se dă nota 10. Și ce nume îi veți spune? Adelardo Vasile Andrei. Astăzi l-am născut, mai înainte o țară prin cezariană. La 4 mi s-a rupt apa, o să-i pun cerciunul David Ionuț. Spuneți-mi, este prima naștere, cum vă așteptați să fie și cum a fost până la urmă? A fost bine. Și prima, prin cezariană. Nașterile înregistrate la maternitatea severineană la începutul anului 2013 au fost mai puține decât cele care au avut loc în aceeași perioadă a anului trecut. În 2012, 8 copilași veneau pe lume în primele zile ale anului.